Problemele privind întârzierea au ținut de procedurile de achiziție și procedurile de stabilire a furnizorilor în condițiile legii. Furnizarea ajutoarelor alimentare prin programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2015-2016 va începe în această săptămână în județul nostru. Persoanele care vor beneficia de aceste ajutoare se ridică la circa 73.000 de persoane. Prima zi în care se vor livra aceste cutii cu alimente este 17 iunie, deci ziua de vineri din această săptămână, și vor beneficia de ele primăriile Breznița de Motru, Butoiești, Corlățel, Dârvar, Gârla Mare, Gruia, Salcia și Drobeta Turnu Severin. Celelalte primării, urmând să primească aceste ajutoare în baza graficelor de livrare întocmite de către furnizor. După ce vor intra în posesia acestor ajutoare alimentare, primăriile vor trece la distribuirea lor către persoanele stabilite prin liste comune de către primării și de către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Casa Județeană de Pensii și Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți. De pachetele cu ajutoare de la Uniunea Europeană pot beneficia familiile și persoanele singure cărora le este stabilit prin dispoziție scrisă a primarului dreptul la venitul minim garantat conform legii 416, familiile beneficiare de alocații pentru susținerea familiei, șomerii care beneficiază de indemnizație și al căror venit net lunar nu depășește suma de 450 lei, șomerii care apar în evidență la AJOFM, dar sunt neindemnizați, pensionarii din sistemul public de pensii, al căror venit nu depășește 450 lei pe lună, precum și persoanele cu handicap grav și accentuat, atât copiii cât și adulții care nu sunt instituționalizați.